Salut! Am revenit cu partea a patra a clipului. Am asamblat motorul. Nu am mai făcut cu asamblarea clipul, deoarece i-am lipit și l-am așezat în așa fel ca să nu dureze foarte mult clipul. Da? Îl vom acționa cu un motor de blender treptat, să ajungem până în 50-60 de Hz, să vedem ce voltaj scoate. Am depistat o problemă și o să vă explic la sfârșit, după ce facem testul cu magneții de pe rotor. Începem să facem testul și vă voi explica după ce terminăm testul cu... Este prima dată, sper să nu zboare magneții de pe rotor. De aceea n-am vrut să-i fac probă înainte. Dacă vor zbura, nu se întâmplă nimic. Oricum am comandat astăzi un alt rând de magneți. Și voi reveni cu un alt videoclip. Haideți să pornim aparatul de măsură. Punem cleștișorii. Ok, să pornim motorul. Să vedem aparatul de măsură. La 50 de Hz, undeva la 115 volți. De Hz 135. Nu vreau să dau turație mai mare, mi-e frică că o să zboare magneții și... Deci este nesatisfăcător, dar problema pe care am depistat-o și este din cauza mea. Haideți să revenim să vă și arăt. Problema este la magneți, din cauza mea, deoarece ei au fost foarte puternici la început. Eu, când i-am pus pe rotor, am polizat cu flexul din ei să-i fac cât de cât rotund să nu agațe în stator. Și cred, nu că sunt sigur că din cauza asta, de la flex, au ajuns la o temperatură prea mare și au pierdut din calitate. Nu mai sunt atât de puternici cum erau la început. Plus de asta și polaritatea, parcă nu ar mai fi aceeași. Uitați de ce l-am asamblat, pentru că l-am lipit cu scotch, da? Ca să nu-mi zboare. Haideți să desfac o mică părticică de aici. Dacă și pot. Ok. Sper că e suficient. Se vede că sunt 8 cu 8, exact cum am făcut în testul precedent. Da?
Și normal ar trebui să fie polaritate N cu S, da? La o distanță de 1 cm se resping, da? Dacă îi apropii mai mult, deja se atrag, nu se mai resping, da? Acesta se atrag din start, da? Vedeți? Dacă întorc invers, același lucru. La 1 cm se resping, apropii, se atrag. Deci, din cauza că am luat cu flexul din ei să-i aduc la, să nu agațe în stator, să-i aduc la o față cât de cât rotundă, și au pierdut din calitate, nu mai sunt nici puternici ca aceștia mici, ca așa au fost și ăștia la început, și nici polaritatea nu mai este ce trebuie. Eu am comandat astăzi alt rând de magneți mai subțiri, aceștia sunt de 5 mm, am comandat de 4 mm. Probabil va dura până îmi vor sosi. O să revin cu testul cu ceilalți magneți, să vedem dacă rezultatul, sunt sigur că o să fie unul satisfăcător. Că asta este cauza cu siguranță. Vă mulțumesc! Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Vă aștept să vizionați următorul clip. O zi bună!